Să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Voi citi de la versetul 29 la 34, pagina 1006, Luca 12, începe cu versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă roși de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Dacă am citit despre această împărăție a lui Dumnezeu, haideți să începem prin a binecuvânta pe împăratul, cum scrie Pavel la 1 Timotei 1,17, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Și din partea lui și a celui ce a scris, a spus cuvintele care le-am citit, cum scrie pe aceeași pagină, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Vă mulțumesc, așa cum spunea fratele păstor, ați fost alături de noi prin perioada prin care am trecut și cred că mai sunteți alături de noi și suntem unii alături de alții pentru ajutorul dat, Dumnezeu să vă răsplătească. Acum, scumpa mea soție, cum am numit-o toată viața, se odihnește la Domnul acasă. Apostolul Pavel spunea că la Domnul acasă este mult mai bine. Dar noi suntem încă aici, pe pământ, în pribegie, cum se cânta, și în această seară, în lucrarea sfântă, pe care ne-am rugat și credem că Domnul o va binecuvânta. Amin. Amin. Din cuvintele citite, aș vrea să observăm. Aici este scris despre căutători de comori. În istoria umanității au fost anume căutători de comori care au căutat fie comori îngropate, fie metale prețioase, dar aici, în textul nostru, acești căutători de comori, cine sunt? Și noi. Și toți oamenii. Depinde ce comori caută, depinde ce găsesc, dar căutători sunt toți. În versetul 29, Domnul spunea, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Și tot vorba fratelui acum cu această epidemie, ce oamenii se tem să nu devină o pandemie, m-a sunat astăzi un frate din București și a zis, e prăpăt la moluri. Bucureștenii s-au dat pe cumpărat ce nu cumpărau ei în mod normal, făină și de grâu și de malai, să-și facă oamenii rezerve. Dar a căutat ce să mănânce și ce să bea și, cum spune textul în detalii, și cu ce să se îmbrace, au fost căutările oamenilor dintotdeauna. Că, de exemplu, dacă este o nuntă, apoi e mare trudă ce să mănânce și să bea oamenii, așa e? Și ce să se îmbrace. Nu numai grija miresei. Oamenii caută aceste lucruri pe care le putem defini ca și căutările neamurilor, folosindu-ne de cuvintele Domnului care a spus, toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Și neamurile lumii se includeau și evreii și încă îi întrec pe alții. Adică oamenii de pe pământ au căutări pământești. Unii caută de mici și sunt foarte agonisitori. Alții caută, nu se potolesc nici când ies la pensie, tot caută.
Unii pun în joc bani, alții și sănătatea, dar ce e mai grav, că unii pun în joc mântuirea în aceste căutări pământești. Și așa se face că unii găsesc mai mult și noi numim bogați, alții găsesc mai puțin și se clasifică la categoria săracilor, dar căutători sunt toți. În același capitol, Luca 12, scrie de la versetul 13 că unul din mulțime, dintre căutători, a zis Domnului Iisus: Învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Nu, aceasta e chemarea mea. Apoi le-a zis la toți că nu era numai cel care a întrebat vizat de asemenea ispitiri și căutări. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și ca să le exemplifice cele afirmate, le-a dat o pildă cu un om care a fost bun gospodar și a avut parte de un an cu ploaie și rod, a trebuit să-și mărească depozitele și socotea el că este asigurat. Citesc cuvintele lui: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. N-au mai fost nici multe zile de cum mulți ani. Iată solia din cer, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Solomon a fost mai înțelept, se gândit și el a cui rămân. Ăsta nici a cui rămân nu s-a împucat să se gândească. Și scrie în versetul următor, 21, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Oamenii în căutările lor, când au cele necesare, ce să mănânce, ce să bea, cu ce să îmbrace, continuă și adună, cum zice profetul, casă lângă casă, ogor lângă ogor. Și vorba lui Pavel din 1 Timotei 6, și nu mai știu unde este de ajuns. Au zis unii români de-ai noștri când au plecat dincolo: numai atâta să-mi fac și de ajuns. Dar cu vremea, nu numai ei, că și noi în țară, uităm unde-i de ajuns. Că întotdeauna limita se poate muta și se tot mută până nu ne mai mutăm noi. Dar vă rog să observați, deși acum poate tinerii nu-și dau seama când povestesc bătrânii că au mâncat mălaie încins, nici nu știu ce e acela, trebuie să caut în ceva dicționar de arhaisme. Dar tot ce a fost va mai fi, zice înțeleptul. Spune Scriptura în Cartea Genesa, la capitolul 47, că atunci când a venit foametea în țara Egiptului și în țările de prin prejur și oamenii n-au mai avut resurse, s-au dus, și scrie de la versetul 13, pentru că nu mai era pâine în toată țara, versetul 14, Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului, în schimbul grâului. Deci pentru mâncare, în situații în astea, oamenii uită de băutură, mulțumesc orice. Oamenii au dat toți bănuți. Apoi, scrie în versetul 15, când s-a sfârșit argintul din țara Egiptului, toți au zis: dă-ne pâine, că murim în fața ta, argint nu mai avem. Dați vitele voastre și vă voi da pâine în schimbul vitelor, dacă nu mai aveți argint. Și au adus vitele. Versetul 18, după ce a trecut anul acela, au venit și au zis: nu mai putem să ascundem faptul că argintul s-a sfârșit, turmele de vite au trecut în stăpânirea Domnului meu și nu ne mai rămân decât trupurile și pământurile. Și ce au dat până la urmă? Și pământurile și trupurile. Că diavolul a știut când a zis că omul dă tot ce are. Așa s-a întâmplat și mai târziu, așa cum scrie în cartea Plângerilor Ieremia, că oamenii în foamete ajung în situații disperate, 1 cu 11, tot poporul caută pâine suspinând, atenție, și-au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-și țină viața. Au avut și alte comori. Cei care citiți Biblia știți, în Amos, de exemplu, scrie că aveau case speciale și de vară și de iarnă, lucruri scumpe, fildeș, lucruri
din import, dar când a ajuns foametea, ca și cei din Egiptul de altă dată, au dat tot, că bine spunea Domnul, că viața mai mult decât trupul și hrana, mai mult decât îmbrăcămintea. Adică oamenii în fond, chiar acești căutători de pe pământ, își dau seama că viața are valoare, nu comorile. De aceea sunt în stare să dea comorile acumulate pe viață. Și scrie tot aici în Plângeri Ieremia, în capitolul 2, nu, tot în capitolul 1, versetul 19, mi-am chemat prieteni, dar m-au înșelat, preoții și bătrânii mei au murit în cetate căutând hrană ca să-și țină viață. Întâi au dat lucrurile scumpe pe viață, pe hrană, ca să aibă viață, apoi n-au mai avut ce da, sau și dacă mai aveau, nu mai era pâine, că Ieremia a rămas acolo până când s-a consumat ultima pâine și au invadat babilonenii Ierusalimul. Dragii mei, cum vă spuneam, toți oamenii se încadrează între acești căutători. Suntem și noi în categoria aceasta sau vreți să vă mai pun în față o altă categorie? Ca să înțelegem că viața e mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Dacă avem ceva în lumea asta și Dumnezeu ne-a dat, atunci spune Apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 6 că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, dar să nu ne oprim la aceste căutări, că așa cum am spus în ultimă instanță, sunt fără valoare și poți să ajungi să le dai toate pe viață și tot să nu rămâi cu viață. Că dacă ajungi în spital un om din ăsta bogat, cât promite la doctor? Se spune că un medic s-a dus în vizită la un bancher la Berlin și la masă bancherului s-a înfipt un os de pește în gât. Și a zis către doctor, ajută-mă! Acesta l-a ajutat și în urmă zice bancherul, cât să-ți plătesc? Zice, eu aș fi mulțumit și cu un sfert din cât ai fi dat dacă te-ai fi gândit că nu mai scapi. Că oamenii la mare nevoie dau tot. Dragii mei, există o altă căutare în alt sens, mult mai valoroasă, recomandată de Domnul Iisus Hristos, cum recitim în textul din această seară, Luca 12, versetul 31. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne! Amin. Și dumneavoastră mi-ați putea spune cu entuziasm, noi tocmai de asta suntem în această seară la adunare. Dacă e așa, felicitări! Dar să vă ajute Domnul și în zilele următoare, să rămâneți statornici acestei căutări binecuvântate. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 3, versetul 1, că noi nu căutăm cerurile din proprie inițiativă și nu vrem să ne facem rampe de lansare ca să ajungem cu propriile noastre navete în spațiu și să rămânem acolo. Că discutau la un moment dat un reporter și cu un om de știință, a zis, și dacă pe pământ apar anumite dereglări care nu mai fac viața posibilă, ce șanse am avea? Și respectivul spunea, dacă vom căuta o planetă în spațiu și ar fi condiții asemănătoare să ne mutăm acolo, deodată nu s-a găsit și nici mijloace de locomoție nu sunt. Dar noi avem parte, spune Scriptura aici, de o chemare cerească. Că nu oamenii ucenici l-au rugat pe Domnul Iisus să meargă să le pregătească un loc să vină după ei. Ei ar fi vrut să rămână cu ei aici. Le-a spus Domnul că merge și vine după ei. Și vine și după noi. Mărit să fie numele Său. Dragii mei, e mare lucru să poți pricepe asta, să cauți împărăția lui Dumnezeu. Să-ți poți da seama că în universul acesta, Creatorul are ceva mai bun
mai minunat decât ceea ce se vede aici. Pământul este pentru vremelnicia noastră, dar la urma urmei nu este decât un drum, o pribegie încotro. Cineva și-a imaginat, e pură imaginație, dar e bună, că un rege a vrut să dea tronul la unul dintre cei trei băieți ai săi și nu știa care dintre ei e mai vrednic. Și se spune că avea o grădină bogată cu de toate, cu fructe, cu ape, cu pietre scumpe, așa cum și-ar dori pământenii, cum și-a zidit și Solomon, că așa e de la primul om, că și Dumnezeu l-a așezat în grădină pe Adam și pe Eva. Și s-a sfătuit cu sfetnicii săi și le-a spus la cei trei, intrați în grădină, faceți ce vreți în grădină. Dar sunt două chestiuni la care trebuie să vă supuneți. Prima, când auziți clopoțelul, trebuie să ieșiți urgent din grădină. Și a doua, n-aveți voie să scoateți nimic de acolo. Gata, intră primul, un om pus pe mâncat. Că unii au dipton să mâncăm și să bem. Asta e împărăția lor. Cum am întâlnit eu la o masă, la nuntă, vorbeau doi tineri, acum ai de noi aici. A zis, aici ne pricepem. Și eu am auzindu-i, le-am zis, băi, să vă lăudați mai la bătrânețe dacă v-ați priceput să mâncați, acum e cam timpuriu. Și se spune că omul ăsta a mâncat fiul regelui de toate, a stat acolo, tot nu mai suna clopoțelul, a mâncat și iar a mâncat. Și cum era grăsus mai dinainte, cam cu asta s-a ales. Când se sune clopoțelul, a zis, cu ce te-ai ales din grădină? A mâncat. Al doilea, nu era pe mâncat, ăsta era pe adunat. Și când a văzut acolo pietre prețioase, pricepea el ce are valoare, a zis că nu-i voi să scoate nimic, dar într-un fund de buzunar cine mă caută, că l-au adică-s fiul regelui, nu? Dar când a văzut că mai încolo comorile sunt mai de valoare, a zis, acum o fi, nu mă rap să nu le abuc. Și când s-au umplut buzunarele, le-a făcut bluza sac. Când a sunat clopoțelul, sau l-au prins la poartă, a zis, arestat, e flagrant. Care a fost consemnul? Al treilea, a intrat și el, a mâncat, că a adorat cât au fost lăsați liber, a admirat grădina, a admirat pietrele prețioase de acolo, a băut apă, și la un moment dat așa a fost prins de un farmec poetic și a compus niște versuri, a venit și melodia, băi, ce grădină frumoasă are tata, nici nu m-am gândit, băi, ce tata am. Și când sună clopoțel, întreabă la poartă, tu ce făceai? Și tocmai m-ați întrerupt din cântare, lăsați-mă să o cânt până la gata. Și regele spune, ăsta va fi moștenitor. E poveste, așa-i? V-am spus din capăt că e poveste, dar e bună poveste. E povestea noastră. Noi suntem căutători. Sunt oameni din lumea asta, cum am spus, care totul e pentru pântec. Alții adună și spunea Domnul despre ei, vă citesc Matei capitolul 6, versetul 19, nu vă strânge comori pe pământ. Nu pot fi transbordate pe lună, încă nu există asemenea capacitate. Unde le mănâncă molile și rugina, unde le sapă și le fură hoții. Că șeful lumii acesteia are și titulatura de hoț și are mulți de-ai lui care s-au dat după el. Așa cu primul, asemănător cu al doilea, al treilea ar fi un model interesant. Să ne bucurăm de viața din lumea aceasta, dar să fim încântați de Creatorul lumii acesteia. Creator care ne-a creat nu aici în pustie și în afara grădinii, ci ne-a creat și ne-a așezat în grădina Edenului și are pentru noi o grădină numită Paradis și acolo vrea să ne ducă. Asta spunea Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, că împărăția de aici este a lumii acesteia, a diavolului. Adică să dorim alt sistem, să ne dorim o viață sfântă, asta înseamnă, mai explicit este Matei în privința asta 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, că s-ar putea cineva să facă speculații, să spună, da, este un rai, mă abonez și eu.
Numai că Dumnezeu, înainte de rai, a pus o poartă strâmtă, o cale îngustă și raiul la capăt. Intri pe aici, dai de rai, nu încapi. Este altă cale lată, dar duce în altă parte, adică nicăieri. Să ne cerceteze bunul Dumnezeu cu o dorință de neprihănire sfântă. Adică Dumnezeu vrea să ducă în sfânta Lui împărăție oameni care se sfințesc, oameni care vor să fie cu inima curată, oameni blânzi, oameni flămânzi și însetați după neprihănire și să populeze raiul cu acești oameni care doresc să fie ca El și cu El. Doamne, ajută-ne! Are Dumnezeu stilul acesta de a se ascunde. Slava lui Dumnezeu, zice Solomon, că stă în ascunderea lucrurilor. Și când Irod, ca să dau un exemplu, a vrut să-L caute, Irod cel Mare, pe Domnul Iisus, a zis către magi, spuneți-mi unde vin și eu să mă închin. Avea gând să se închine? Nu, vroia să ia viața. Dar Fiul lui Dumnezeu a fost păzit. Mai târziu, un altul dintre Irod, dintre urmașii lui, scrie în Luca 23, că tare aș fi vrut pe Iisus să-L vadă făcând o minune. Domnul nu face minuni de spectacol, dar se descoperă la cei care sunt cu inima sinceră. Spune poetul Traian Dors într-o poezie: ce ușor de aflat ești, Doamne, totuși cât ești de ascuns, ce ușor de a te pătrunde, totuși cât de nepătruns. Pentru cei cu minți înguste, Doamne, ești de necuprins, pentru cei înălțați și mândri, ești înalt, de neatins, dar atât de mic ești, Doamne, și atât de apropiat, pentru cel ce te primește într-un cuget nestricat. Pentru cei înguși la suflet, care numai rău aleg, necrezând, ei nu te găsesc niciodată. Dar ce simplu ce te descoperi, cei smeriți, ce în rugă șed, ce neprefăcuți, ce în inimi, nu te ispitesc, ci cred. Doamne, ajută-ne să fim printre aceștia. Da, aici este secretul căutării împărăției lui Dumnezeu. Nu constă în a afla ideea și a dori nemurirea, tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, că nu o găsești pe calea aceasta, ci a dori modul de gândire a lui Dumnezeu, viața sfântă, părtășia celor neprihăniți, și a dorit să evadezi din lumea aceasta mizeră și păcătoasă. Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Evanghelia după Ioan de la capitolul 3, că toți ar avea potențial vorbind șansa aceasta, versetul 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu n-a trimis în lume Fiul Său să o judece, să o mântuiască. Dar apoi dă niște detalii. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut. Și judecata aceasta sunt faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Dar de ce? Pentru că faptele lor erau rele, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Este interesant, cum spuneam și din versuri, cum se descoperă Dumnezeu celor ce caută cu adevărat. Știți cazul Zacheu? A vrut și el să-L cunoască mai îndeaproape pe Domnul Iisus, Luca 19, 1 la 10. Domnul s-a oprit în dreptul lui, i-a spus: trebuie să intru în casa ta, și apoi spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. O, să intre mântuirea în casele dumneavoastră la Sântana. Ăsta e mare har, să intre în părăția lui Dumnezeu, care este întâi vorba Domnului Luca 17, în lăuntru nostru. Dorința după Dumnezeu, după sfințire, nevoia de a scăpa de păcate și de aparentele comori din lumea aceasta. Căutări cerești, spune Scriptura, vă citesc Matei capitolul 13 de la versetul 44. Împărăția cerului se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Ne-a spus că Dumnezeu le ascunde. Așa spunea: te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit
pruncilor, este interesant. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Aici este marea noastră problemă. Investim în căutări pământești sau investim în această căutare cerească? Diavolul are ofertele lui, știți ce a spus Domnului? În ispitire, în pustie. Uite toată slava acestor împărății, ție ți-o dau că mie mi-este dată. Dumnezeu vine și ne promite sfânta lui împărăție. Cred că ar trebui să îi spunem diavolului așa pe față, poate ăștia tineri mai bine, care sunt mai atrași de viață. Să-i spună, diavole, vrei să-mi vinzi lucruri care expiră mâine? Când Dumnezeu are valori care nu expiră? Tot ceea ce e pe pământ este de unică și puțină folosință. Dar spune 1 Petru, capitolul 1, că în ceruri avem o moștenire neîntinată și nestricăcioasă, păstrată pentru noi. Slăvit să fie Domnul care ne-o păstrează. Suntem gata să investim în această căutare? Adică sunt oameni care spun, n-am timp, am de lucru. Și drept că au de lucru și pot fi lăudați că-s harnici, dar în final hărnicia lor la ce ajută? Doar la două camere în plus și la o mașină mai de lux? Prea puțin. Alții n-au timp că studiază, nu? Eu am predat în învățământ și vorbeam uneori cu tinerii, măi, ai citit Biblia măcar o dată? Păi eu acum studiez. Păi toate cărțile astea, cât timp te ajută? Păi voi avea o profesie bună și cât vei profesa? 40 de ani și pensie câți ani mai mănânci? Îți doresc top atâta, hai 60 să fie 100. Și apoi? Cartea asta e cartea care ne dezvăluie veșnicia. Dar cine își face timp pentru asta? Și cum vă spuneam, dumneavoastră vă spune că vă faceți timp, dar vă faceți timp în fiecare zi să căutați împărăția? De dimineață așa, cu rugăciune, cu citit Biblia, în fiecare zi? Sau se întâmplă cum un tânăr se ruga și spunea, Doamne, eu vreau să fiu și pocăit, dar întâi dă-mi să am cât vreau eu. Și se spune că într-o noapte a visat, mergea cu Domnul pe drum și Domnul îi spune, tineri, mi-aduci un pahar de apă? Imediat, Doamne, și a intrat la o casa unui boier, dar ăsta era foarte, foarte bogat, apă pentru Domnul Iisus, gata, căutăm, avem diferite ape, izvoare, vină cu mine, am fântâni, am... Mai puțin, că aici am oameni la lucru, acum e campanie. I-a prins seara, a uitat, a dormit, dimineața scula boierul, că era sezon. Și așa că am vis că poate derula cam poveste, boierul avea și o fată, până la urmă s-a căsătorit, apoi au venit copiii, vorba lui Iacov, acum când muncești pentru casa mea. Și numai că la un moment dat vine furtuna, alunecări de teren, el fuge să scape ceva, pierd, le duce apa, măcar să scape familia, o dus apa și casa și el se prinde de o rădăcină, așa, în vacarmul acesta, în coșmarul de vis, și prinde Domnul de mână. Băiete, veni și cu apa! Și s-a trezit și a spus, băi, cum e lumea asta, că te ia cu treabă și îți mă amintești de suflet la câte o mormântare. Și îți mă aduci câteodată aminte de biserică și ții minte până ieși din biserică. Că asta trebuie să o faci și cealaltă n-ai terminat-o, bai școala, bai serviciu, bai casa, bai povestea, bai filmul, bai știrile, bai teama, bai... Și uităm că mai întâi, și acest mai întâi înseamnă în fiecare zi mai întâi, și în fiecare ceas mai întâi, și în inima noastră mai întâi. Doamne, ajută-ne așa să fie. Am o informație plăcută, cred eu, pentru dumneavoastră. Chiar și expresia asta se găsește aici, versetul 32. Nu te teme, turmă mică, căci Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. O întrebare pentru noi toți. Ce-i mai mare? Dorința lui Dumnezeu de a da împărăția sau dorința noastră de a o căuta?
Ia spuneți, cântăreților, ce-i mai mare? Care-i mai puternică dorința lui Dumnezeu să ne dea împărăția sau a noastră când o căutăm? Eu personal cred că a lui Dumnezeu e mai mare dorința, că doar percepe mai mult ca noi. Așa că să n-aibă cineva emoții, mai întâlnim oameni, sunt unii super sensibili la cuget, alții sunt mai sceptici de felul lor sau au tendințe de teamă exagerată. Dar dacă nu voi fi mântuit? Dar dacă nu e așa? Auzi? Dumnezeu nu ne dă împărăția că s-a scăpat și a semnat un contract. El ne dă împărăția că ne iubește și ne-o dă cu plăcere. Ne-a iubit, a lui să fie slava în veci. A dat ce a avut mai scump pentru noi. Costă împărăția asta, l-a costat pe Dumnezeu. Ne-o dă cu plăcere, ne așteaptă. Zicea David, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbind, doresc să stau toată viața mea în casa Domnului. Da, scrie într-un psalm, nu vă spun unde. Cine citește, găsește că Dumnezeu mai tare își dorește, zice acolo, voi locui în el, că l-am dorit, că nu poporul a avut inițiativa să-i facă o casă a Domnului să se mute între ei. Dumnezeu a avut inițiativa să-i facă o casă să se mute între ei. Și acum tot Dumnezeu a avut inițiativa să ne facă o locuință la el și să ne mute acolo. Îi mulțumim pentru aceasta. Ne dă cu plăcere împărăția. O dă și dacă vii la bătrânețe. Și te pocăiești, ți-o dă numai să vii, să o cauți. Și dacă nu ești așa școlit și așa drăguț și dacă ești de altă etnie sau n-ai una sau n-ai alta, Dumnezeu ne iubește pe toți. Spunea un frate slujitor care era la Roma la stăruință și unul înainte de a se mărturisi a zis, frate, eu spun tot ce am făcut, spune-mi dacă mă iartă Dumnezeu sau nu, dacă nu mă iartă, acum mă duc și mă arunc în Tibru. Mă zice, după ce eu mi-a spus ce păcat eu făcut, de nu-mi zicea că să aruncă în apă, nu spuneam că iertat. Dar așa cum să-i zic să-l am pe suflet. Dar m-am gândit, ăsta n-a primit Duhul Sfânt, ăsta n-ai nicio șansă. Și numai că primește Duhul Sfânt, așa într-un mod autentic, nu discutabil. Și în final zice, nu m-am gândit că Dumnezeu e atât de bun. Ne dă cu plăcere împărăția. Frați și surori, tineri, copii care puteți înțelege, oare ne dăm noi seama în ce situație ne aflăm? Să se uite așa Dumnezeu din cer, așa să zic eu, într-un mod plastic, să pună mâna strașă în la ușă, să uite aici la Sântana. Spune, ăștia vor pricepe că e așteptoare. Oare fii risipitor, voi ști că eu am ieșit din casă să-l ies în drum, în cale, că îi primesc cu brațele deschise și cu onoruri cerești? Spuneau, un frate îmi spunea din altă parte a țării că într-o comună n-au putut intra cu Evanghelia. Ce-au încercat? Dar până la urmă s-a pocăit o femeie în altă parte a țării, s-a dus acolo, slujitorii l-au contactat și au spus, du-te, vezi de sora asta, înregistrează o biserică, s-a dus să o viziteze acasă și îi spune soțului, de acum dacă doriți mai vin, mai discutăm din Biblie. Și el spune, nu, dacă vreți discutăm, așa, generalități, politică, un altă viață socială, bem o cafea, dar nu din Biblie. O, zice fratele, iar n-am câmp deschis de evangelizare. Da, trec 2 ani și îl sună sora asta, care între timp s-a ținut de adunare, frate, vine la spital că soțul meu vrea să se boteze. E, cum a, n-a vrut să discutăm deloc, că dintr-o dată vrea să se boteze. Da, s-a dus să-l viziteze, soția îl evangelizase, se pare că dovedise și pocăință, și omul știa textele de cateheză, nu mai trebuia decât să semneze condica, era totul la zi. Și pentru că era de gardă un medic creștin, l-au botezat în ziua aceea, acolo în spital, într-o rezervă. A trecut nu știu cât timp, s-a dus acasă și într-o zi venise și băiatul lui să-l viziteze, era ofițer de rang superior și spune, băiete, eu m-am pocăit ca și mamă ta, când mă îngropați, pe mine mă îngropați cu frații, știu că ai fost prieten și coleg cu preotul, vine la slujbă, dar asta a fost alegerea noastră. Și în timp ce discutau, soția se uită la el și spune, de ce te-ai însemnat așa la față, nici când erai sănătos și tânăr nu arătai așa bine? Și îl spune, da, cum să nu mă apuci o bucurie, fii atentă ce văd! Asta a devenit, ce vezi? O caleașcă cu aur, cu cai de aur și cu îngeri pe capra prăsurii. La noi vin! Și se însenina și la un moment dat atât a mai zis, mă duc cu ei. Și s-a dus.
Auzi, scrie în Biblie că după un necăjit a trimis Dumnezeu îngerii. La fratele ăsta i-a arătat ca să știm și noi ceilalți cu ce plăcere ne dă Dumnezeu împărăția. Ne așteaptă! Scrie în Biblie, în Apocalipsa, că și cartea vieții mielului a scris-o de la început și împărăția e pregătită de la început, că nu pe parcurs a gândit Dumnezeu să ne-o dea. A fost planul lui veșnic să ne-o dea. Mărit să fie Domnul! Vom pricepe asta că ne-o dă cu plăcere. Nici așa nu vom căuta, gândindu-ne cu ce drag și dor ne așteaptă Dumnezeu. Trec mai departe. Poate va spune cineva, da frate, dar până una altă trebuie să trudim aici pe pământ, că suntem în carne și oase și avem familie. Stați liniștiți că Domnul a spus că și asta se rezolvă. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Citeți și versetul anterior. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. O, binecuvântat să-i fie numele! Că vrea să căutăm întâi pâinea din cer, ne-o dă cu drag, dar ne dă și pâinea cea de toate zilele. Să știți că au fost sfinți care au murit în persecuție, dar în toată istoria umanității n-a murit niciun sfânt de foame. Căutați în istorie, să vedeți. Că Dumnezeu ne-a asigurat și Domnul ne-a învățat să ne rugăm pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă astăzi. Și au fost atâtea situații în istorie și chiar în perioada vieții noastre de oameni care au ajuns la limită. Dar Dumnezeu este credincios. Îmi spunea un prieten din Anglia că i-a povestit și lui cineva, s-a petrecut cu 20 de ani în urmă, o familie cu vreo 13 orfani rămăsese mama numai. Le-a spus copiilor, tot s-a terminat din cămară și era iarnă. Și dimineața îi scoală mama și spune, copii, veniți, înainte acasă este o căruță, fusese descărcată toată de bunuri și bani. Și spunea băiatul ăsta, povestea, acum era un mare. Zice, am umplut cămara, mi-a spus mama că a fost și bani, a zis atâta de bine am dus-o iarna aceea. Știți cui povestea? Niște frați cu două localități mai departe se hotărâseră să facă un ajutor și un proroc le-a spus, puneți totul în căruță, dați drumul la cai să meargă până unde se opresc. Așa mi-a spus Domnul că le-a dat lor adresa. Și au mers o comună, au trecut încă un sat. Eu știu localitățile, nu sunt social. S-au oprit în dreptul unei case. Frate, du-te acolo, pătru pe gar, puneți aici, descărcați tot, puneți și bani de sub. Și unul tot comenta, cum lăsăm așa, măcar să-i trezim pe oameni, să știe, banii, noi le scărcăm într-o căruță, vine alții, încalcă altă căruță. Nu, așa rămâne. Și unul dintre orfanii ăștia care povestea cum a fost, povestea la ăsta ispititul. Și s-a început să plângă și să spune, băi, să mă ierte Dumnezeu, că nu știu dacă avem răsplată, că tot am comentat că de ce le lăsăm, deci vouă le-am dat. Băi, Dumnezeu nouă ni le-a dat prin voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu este credincios și ne va purta de grijă. Au fost orfani care au rămas, da, pe ăștia Dumnezeu îi trece într-o categorie specială, se numește tatăl lor. Văduve în nevoi și Dumnezeu devine avocatul lor și ne sprijinește pe noi toți. În sănătate sau în boală, într-un fel sau altul, ne poartă de grijă. Haine, mâncare, apă, nu vom duce lipsă. Dumnezeu să fie slăvit. Aveți teamă vreunul? Că ce va fi și ce se va întâmpla? Nu vă temeți. Dumnezeu are corpi, are oameni, are... toate sunt în mâna Lui. Face ce vrea și unde vrea, când îi place. Uneori ne lasă așa la limite să vadă ce vom face. Ce vom spune? Dar ne vine în ajutor și eu am o vorbă care binecuvânt pe cei care dau mâna uneori și le spun Dumnezeu să-ți vină în ajutor la vreme potrivită. Și câte unii întreabă, și ce înseamnă vreme potrivită? Zic așa ca la Mardoheu, ieri era prea devreme, mâine prea târziu, azi e bine. Asta e vremea potrivită, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului Iacov, să-ți trimite ajutor din Sion, și te sprijinea, să aduc aminte și așa mai departe, știți psalmul, cum spune în final, că noi ne ridicăm și
rămâne în picioare, scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm, mărit să fie Domnul. Am înțeles toate până aici? Mă duc mai departe atunci. Dumnezeu nu doar că ne asigură când căutăm împărăția și de cele necesare, dar mai este un surplus de comoară. Versetul 33. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cer unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Pe de o parte, împărăția e comoara. E o veșnicie cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să ne mai facem rost de o comoară, pe lângă comoara aceea. Împărăția este o plată. Plata păcatului este moartea, dar o fără plata lui Dumnezeu, viața veșnică, Roman 6,23. Da, mai este și răsplată. Asta e tot o comoară. Spunea Domnul tânărului bogat, vă citesc din Marcul la capitolul 10, versetul 21, s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, ție-ți lipsește un lucru, că el a vrut numai viața veșnică și Domnul a spus că îi dă viața veșnică, dar vrea să-i dea viața veșnică împreună cu o comoară, supliment. Vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Mântuirea nu-i comoara noastră în funcție de ce am dat și de dărnicia noastră, de serviciile noastre. Asta e o comoară suplimentară. Apoi, vinul ia scrucea și urmează. Eu le mai spun uneori la frați că atunci când o să sune în gara pământului că pleacă trenul, vine răpirea și învierea, e numai tren de persoane, nu și de marfă. Trenul de marfă pleacă înainte. Și astăzi, în fiecare zi are curse. Și dacă vrei să trimiți ceva, trimiți. Și uneori nu trebuie să trimiți până în cer să fie prea scump coletul de plătit. Poți să trimiți aproape, la un vecin, la un necăjit. Acum posibilității ne permit să trimitem în Asia, să întreținem un copil în Africa. Putem trimite oriunde, așa-i? Sunt facilități suficiente. Noi, de fapt, trimitem în cer, spune Matei 25, că în ziua aceea li se va spune, am fost bolnav, am fost sărac, m-ați îmbrăcat, mi-ați dat. Și întreabă ei, Doamne, când că noi n-am trăit în generația ta? Ăștia-s toți frații mei, Doamne, ajută-ne să-i ajutăm, că cine își face, lui își face și cine își dă, lui își dă. O, câtă diferență între căutătorii de comori. Aparent noi ne pierdem viața căutând împărăția de dincolo, nu de aici. M-a spus Domnului Pilat, împărăția mea, nu-i din lumea aceasta. Când alții adună, noi împărțim. E diferență totală. Dacă Domnul ne-a deschis ochii să pricepem adevăratele valori, să pricepem ce înseamnă pieritor și ce înseamnă nepieritor. Doamne, dă-mi o inimă bună. Cum stați cu dărniciile, cu ajutorările? Aveți posibilități. O spus Domnul, tot timpul săraci vor fi. Cauza Evangheliei e tot timpul pe rol. Nu există zi, v-am spus, să nu fie transport de marfă sau cursă de servicii. Să poți face ceva, să-ți aduni comori în împărăția lui Dumnezeu. Spunea o soră din Austria că a avut un vis interesant. Se făcea că în rai erau proprietăți foarte diferite. Unii mergeau la apartamente, la garsoniere simple, mai confort de comandat, apartamente, o cameră, două, trei, dar erau și case și chiar castele așa pictate. Și de toate aceste locuințe a fost atrasă de un castel frumos. Și-o, Doamne, sta cu ei. Și sus ăsta e al Matei Cornea de la Avicov, păstorul de acolo. 3 săptămâni mai târziu, fratele Matei s-a mutat. Și eu, care îi cunoșteam copiii și pe ginele, pe fratele Birou, care e păstor acolo după el, mă zic, ce a făcut tatăl tău de are așa castel în cer? Apoi când mi-au spus ce viață frumoasă, câtă dărnicie, câtă slujire, nu m-am mai mirat că și 13-90 de ani au avut timp să adune.
Dar i-am spus el la un frate undeva în nordul țării, avea o casă frumoasă, mare, și am spus, frate Ioane, tare bine trebuie să te porți să ai și în rai rânduială de asta, cum zice Ardeleanu. Da, Dumnezeu vrea să ne mântuiască, dar dacă vrem noi să pricepem, că pe lângă împărăția care ne-o dă și trebuie căutată mai întâi, în loc să căutăm toată viața la valori și la comori pentru noi, să ne adunăm comori acolo unde rămân, unde rezistă, unde au valoare. Doamne, ajută-ne, dă-ne priceperea aceasta. Ați reținut ce am spus până aici? 1. Subtitlul căutător de comori, am spus că unii caută comori numai pe pământ și tot pe pământ le ascund și ei tot în pământ vor fi ascunși cu vremea. Cum zice vorba la evrei, că se certau de la pământ, s-au întrebat a cui pământul și pământul nu că ei amândoi sunt amei. Și o să vină îndată să-și ocupe locurile în 2 metri pătrați de pământ. Am spus în al doilea rând despre căutarea care Domnul a recomandat-o, împărăția cerurilor. Ce frumos sună, așa-i? Apoi am adăugat că această împărăție ne este oferită de Tatăl cu mare bucurie, cu plăcere. Ne așteaptă cu drag să intrăm în ea. Apoi am adăugat faptul că pe pământ Dumnezeu s-a asigurat când schimbăm prioritățile, nevoile noastre temporare să nu fie neglijate și să ne poarte de grijă, cum zice în Faptele Apostolilor, vă las în grija harului lui Dumnezeu. Și apoi am spus că în cer, pe lângă comoara care ne așteaptă pe toți în mod uniform, în sensul că toți vom trăi veșnic, Dumnezeu vrea, în funcție de dăruirea noastră, de slujirea noastră, să ne adunăm comori, slujind copiilor tăi, nepoților, celorlalți, lucrării Domnului, e diversă lucrare. Și în ultimul rând, asta e proba a tot ce am spus până aici, ultimul verset, Luca 12, versetul 34, căci unde este comoara voastră, acolo este și... Și textul din Matei 6 mă adaugă ceva, ca să fie verificarea completă. Matei 6, după acest verset, spune, ochiul este lumina trupului, dacă ochiul e sănătos, tot trupul e sănătos. Și continuă, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori. Dragii mei, dacă v-aș întreba, inima vă este la Domnul sau la lumea asta? Apoi, n-am cum să vă prind, că numai Dumnezeu vă poate cerceta inimile. Dar eu v-am căutat la comoară și dacă am aflat unde e comoara, inima e tot acolo. Activitățile noastre, vorbele noastre ne dau de gol unde ne este inima, căci din prisosul inimii vorbește gura. Se vede ce căutăm unde ne este inima și acolo va rămâne. Pe pământ inima nu bate multă vreme, dar în cer, nu știu ce inimă ne va da Domnul, va bate veșnic. Și spun ceva în încheiere, cu 4 zile înainte de a pleca scumpa mea la Domnul, sora Vetuță a avut o vedenie de noapte, se făcea că soția s-a dus la ea îmbrăcată într-o haină albă, frumoasă și a zis, sora Vetuță, am venit să mai brățișez odată, că-s gata de plecare, mi-am cerut voie și de la Iosif, mă duc la Domnul. Și pe un drum alb a dispărut. Și a rămas solo Domnului și a zis, o vedeți? Este pregătită. Dar voi sunteți pregătiți? Și a văzut mult popor, frățietate, ne-a trecut așa printr-o cameră la raze și n-a spus rezultatul pe fiecare individ, la urmă pentru toți. Și a zis, dacă acum ar fi răpirea, surprinzător de puțini ar fi gata. Sus, nu pentru că au boli grave, că în general se feresc de păcate mari. Sus, boala cea mai frecvent întâlnită în această verificare a fost preocuparea pentru cele pământești. Și se continua în viziune spunând,
Nu v-a spus Domnul să căutați mai întâi împărăția? A zis, dacă ați căuta împărăția că sunteți de interesat de cele pământești, aproape toți ați fi gata de răpire. Schimbați-vă prioritățile. Doamne, ajută-ne și noi. Cu așa asigurări că ne primești cu drag, cu așa încredințare că ne porți de grijă, de ce să ne mai frământăm în primul rând și cel mai mult cu cele pământești? Haideți să fim, cum a spus Domnul, cu ochii în sus, privind spre cer, că atunci când Domnul vine, să fim gata, amin, cum El a spus și cu El să mergem. Amin.